Băiatul care în ultimii 2 ani cucerește publicul, dar din câte vedem nu chiar pe toți. Personal, aceasta a fost piesa mea preferată, iar evoluarea sa din finala Eurovision pe mine m-a surprins. Nu credeam că o să reușească să se miște și să cânte în același timp atât de bine. Dacă e supărat sau nu prea, Maxim Zavidia, aflăm în aceste momente pentru că se află alături de noi. Salutare, bine ai venit, dragule! Bună! Vezi ce compliment ți-am făcut? Da, da. Nu, dar pe bune, chiar așa, chiar așa a fost. Pentru că piesa ta e așa catchy, e de Eurovision. Anul Merci. Trecut pe 2, anul ăsta pe 3. Și n-ai pus destule lumânări la biserică. Pe oricum, eu sunt bucuros că suntem în top 3 și sunt cu artiști, cum spun, cei mai buni și cei mai vestiți, Pașa Parfeni și Natalia Gordiencu. Suntem alături și cred că oricum este un plasament destul de bun. Acest an, mai ales că concurența a fost, Doamne, ce de puternică, de nu știu câți ani era așa ceva. Da. De când țineți minte, când era și Carisma și Cristina Croietoru, Boris Covăl, deci atunci era și cu Sun Stroke Project cele mai puternici ani. Da. Wow. Hey, ai fost tu puternică pe scenă. Haideți să le vedem în aceste momente o mică parte din prestația ta de la Eurovision. Wanna scream loud and take control. Cam așa. Dar ești răgușit și obosit. Da, eu sunt foarte obosit, într-adevăr. Eu, sâmbătă noaptea, nu putem să adorm. Am adormit la 7 dimineață, să știți. Și... Apoi ne-ai dormit sâmbătă, dar duminică ai adormit. Da, duminică. Da, și, deci, ieri toată ziua eram cu oaspeții, deoarece a venit autorul textului, Nikos Sofis. Deci el a venit din Grecia. Au venit prieteni din Moscova, au venit din Thailanda. Și deci am avut oaspeți care trebuia să să ies cu dânși și să am grijă de ei. Astăzi puțin am dormit mai mult și a venit să povestesc despre totul ce a fost sâmbătă. Da, a fost nebunie și a fost o nebunie pentru care te-ai pregătit și ai investit destul de mult. Foarte mult, într-adevăr. Într-adevăr, show-ul, oameni, deci totul oricum costă. Oricum costă. De exemplu, un scenograf, un om care ți-a pus scenografia, că trebuie să-ți spună cineva. Sau tu ai făcut? Hai, desigur, deci eu vreau să spun foarte mare mulțumesc echipei mele. Vreau să spun mulțumesc lui directorul meu, Denis Suhov, care deci și a dat ideea ca să participăm și el deci a ales o variantă de piesă, deci un referens, după care noi și-am făcut piesa Take Control. Sunt bucuros că eu am scris această melodie împreună cu Alexei Strilțov. Ba, da, control, da. De control și... Da. Control și pe tine. Da, și vă mulțumesc foarte mult Violei Julia, care deci și-a făcut, a ales cei mai buni voci. Păi asta și... că să dansezi și să cânți în același timp, e destul de complicat. Da, mulțumesc foarte mult pentru Yuri Rybak. Yura, spasibo tebe bolshoye. El a pus acest show. Da, și da, asta scump. Deci este... Uite, vorbim de mai mult de 1000 de euro și mai mult și mai mult. Da. Peste 1000 de euro, atât costă doar show-ul, ca să nu mai zicem de piesă, foarte pentru că și piesa costă. Da, și mulțumesc lui Alexei Strilțov, care și-a făcut aranjament. Am înregistrat piesa, a făcut mix mastering. Acum, și am vrut să spun, să mulțumesc părinții mei. Așa. Vreau să mulțumesc părinții mei, deoarece eu știu, ultima săptămână era foarte grea săptămână și mama și tatăl meu, Anatolie și Polina, au dat totul efort, au depus totul efort ca să mă ajute și tatăl meu, deci m-a ajutat să mergem prin oraș, să facem șofer. Toate... treburile, da, și deci suna pe toți ca să ne voteze și mama, deci, tot avea grijă de noi și de toată echipa mea. Vă mulțumesc foarte mult și vă iubesc.
Uite, la capitolul votare, au apărut multe poze pe internet, precum că cel puțin la Pașa nu mergeau unele voturi. S-a întâmplat tot și la tine așa ceva? Da, într-adevăr. Deci dacă cineva este un prieten la mine pe Facebook, puteți să vedeți că este o mulțime de mesaje, de mai multe de 100. Am două postări. O postare în privința de membri al juriului, să vorbim repejor, și o postare în privința de televoting. Astăzi deja noi am vorbit cu tehnicii și se rezolvă acest moment. Da, astăzi dar eu viziunul e consumat. Clar, nu, eu vreau să spun așa, deci uitați-vă. Noi, eu nici într-un caz nu vreau să schimbăm plasamentul și deci deja rămâne cum este, e normal. Dar mi-este destul de interesant și curios de ce s-a primit așa, deoarece foarte, foarte multă lume n-a putut să voteze, mai ales deci au dorit să facă două voturi de pe un număr, deci un mesaj și un sunet și n-au putut, n-au reușit, nu puteau. Deci, în timpul celălalt, când deci erau deschise, era deschis voting-ul. Și eu știu că trebuia să avem mai mult de 1000, dar nu 600 de voturi, de exemplu. Mai mult trebuia să avem. Juriul. Ce părere ai despre voting-ul juriului? Spun, eu vreau să vă spun, eu niciodată n-am primit așa notele bune. Eu am primit notele maximale de la membrii al juriului, care cred că sunt mai obiectivi și sunt mai stimați. Și eu vreau să spun mulțumesc pentru 12, 10, 8. Deci noi aproape până la final l-am pe primul loc și la final eu vă spun cum este. Deci doi am membrii al juriului, deci mi-au pus 0 și 1. Da. Și ai vorbit cu ei? Da. I-ai deci întrebat de ce? Da. Deci Eugen Boică, Eugen Boică, deci da, el a început să ne răspundă acolo în mesajele mele. Eugen, eu într-adevăr nu înțeleg părerea voastră și ca să-mi puneți chiar un 0 pentru acest show, e ceva foarte straniu, nu poate să exprimă părerea sa, deci spune că pur și simplu e, cum el scrie, pur și simplu așa părerea mea și parcă n-am văzut, n-am înțeles numărul tău. Păi, și eu îl întreb, bine, mai erau acolo, lasă să fie 2-3 numere cei mai puternici, dar n-am fost noi mai jos decât de exemplu, alții concurenți care, de exemplu, sunt foarte buni, dar au făcut un show mai simplu, mai... Au cântat, au dansat. Da, deci, evident. Nu spun, zim, eu vreau să spun că... mai mergi, zim, da nu știu, sau nu? Nu știu, voi vedea. Și vreau să găsesc pe doamna Barbas, că nu găsim nici pe Facebook. Doamna Barbas, dacă ne previți, sunați-mă pe mine. Și în curând noi plasăm numărul de telefon al lui Max și sunt toată lumea, toate fiatele. Foarte, foarte strani. Deci, asta este. Știi că în curând o să ajung aici în platoul nostru un membru al juriului, nu este doamna în cauză. Vom afla și, și părerea oamenilor care au stat acolo, au jurizat, va veni în curând Roman Burlaca aici. Da, rămâi acolo în culise. Ești bravo, să știi că mie mi-a plăcut foarte mult. Mersi și te-ai ținut tare bine.